În cadrul Comitetului Județean pentru Situații Speciale de Urgență, autoritățile au luat decizia ca toate societățile comerciale să pună la dispoziția consumatorilor materiale de dezinfectare. De la buticuri, magazine și până la microbuze sau autobuze, în toate trebuie efectuată o curățenie generală și să fie asigurate dozatoare care să conțină recipiente cu soluție de dezinfecție. Obligarea tuturor unităților de alimentație publică și a entităților de transport să realizeze dezinfecție pe suprafețele care sunt atinse de cetățenii care intră și fac cumpărături sau se deplasează cu acele mijloace de transport. Prefectul susține că vor fi efectuate controale pentru ca măsura să fie pusă în aplicare. Vor exista controale pentru că intră în area de competență a Direcției de Sănătate Publică Gorj, pentru că aici ne referim la Gorj, deși măsura este națională, la nivel național, să realizeze inspecții și la prestatorii de servicii de transport din județul Gorj pentru această temă și să verifice și agenții economici care au unități de alimentație publică, pentru că și aceștia au obligația să realizeze dezinfecții în această perioadă. Între timp, societatea Transloc anunță că autobuzele care circulă prin Târgu Jiu au fost deja supuse unui proces de dezinfecție. Precizăm că mijloacele de transport în comun ale societății Transloc S.A. sunt dezinfectate periodic. Din data de 26 februarie am început dezinfectarea tuturor mijloacelor de transport în comun cu o firmă specializată. De asemenea, autobuzele și troleibuzele sunt curățate zilnic de către personalul specializat al societății, transmit reprezentanții operatorului de transport public în comun de pe raza municipiului Târgu Jiu.